Dragilor, am vești, am rambursat complet și am închis creditul de casă. Hai să vă povestesc! Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Better Me. Am noutăți pentru voi. Între timp, ce credeți? Știți că eram pasionată de rambursările anticipate și voiam foarte mult să scap de rata la casă, voiam să scap de orice rată și să fac un pas spre a deveni independentă din punct de vedere financiar. Am reușit. Am achitat integral creditul de casă și între timp am primit și vești de la bancă că au ridicat ipoteca, ceea ce este o veste minunată. În plus, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și bine pentru mine este că banca s-a ocupat de toate formalitățile. Pur și simplu m-am dus și am făcut ultima tranșă de rambursare anticipată. Mai aveam un an de achitat, aproape un an, în iunie, anul următor, 2024, aș fi terminat. Am mers, am rambursat ultima sumă și gata, s-a terminat. Banca s-a ocupat de toate demersurile și a costat destul de puțin comparativ cu experiența pe care am avut-o la BRD, unde trebuia să mergi tu la un notar, trebuia să vină un reprezentant al băncii, să stabiliți împreună o oră, un anumit notar, era foarte complicat. La ING totul a fost super simplu, pur și simplu am fost în agenție, am semnat niște acte și mi-au zis că o să-mi retragă din cont, nu știu, a fost ceva până în 300 de lei, toată cheltuiala cu ridicarea ipotecii și cu toate demersurile de închidere a creditului și m-am bucurat super mult pentru faptul că am reușit să depășesc acest pas. Vreau să împărtășesc asta cu voi pentru că sunt un exemplu de se poate și mi-am propus să fac asta. Foarte multă lume zicea, da, trebuie să ai bani ca să poți să faci asta. Trebuie să-ți dorești să poți să faci rambursele anticipate și să renunți la altceva, evident. Și noi am făcut asta în familie, am renunțat la unele lucruri pentru a avea altele. Nu putem să le avem pe toate deodată, imediat. Trebuie să vedem care sunt prioritățile, iar pentru noi asta a fost o prioritate. Deci nu ține neapărat de nivelul de venituri pe care îl ai, evident contează, dar pe de altă parte există și reversul medaliei, că poți să câștigi niște sume mari, să spunem, pentru România și cu toate astea să nu-ți ajungă banii până la finalul lunii. Deci contează mai mult cum îi dirijezi și în ce direcție îi duci decât efectiv volumul lor. Cum am făcut rambursările anticipate? Păi v-am mai spus, am făcut mai multe videouri pe această temă și știți că trebuie să luați un grafic de rambursare, trebuie să vă uitați să vedeți prima rată, asta întreabă toată lumea. Sigur e bine prima rată acolo unde dobânda e mare și principalul e mic? Da, e bine. Asta este și ideea, că scap practic de acea dobândă mare cu un principal mic de plată. Am văzut multe grafice de rambursare, oamenii mi-au trimis să mă întrebe cum anume trebuie să procedeze și pur și simplu te uiți următoarea lună, să zicem că ai, cât suntem astăzi, să spune că ai pe 10 scadența și te duci la bancă pe 10, îți achizi rata și mai faci o rambursare anticipată cu reducerea perioadei și achizi următorul principal. Te uiți cât ai principalul pe dată de 10 și te uiți la următorul principal să vezi cât este. Suma respectivă o achizi, ce este pe coloana de dobândă dispare. Este atât de simplu încât unii oameni nici măcar nu mă cred. Cred că asta este așa o fabulă. Aș putea să fabulez pe tema asta pentru că este modalitatea prin care eu am închis creditul. Nu am spus că este ceva în regulă să ai rate, nu am spus că este ceva în regulă să plătești o chirie sau să ai o cheltuială recurentă lună de lună, dar ce am spus eu este că pentru mine, pentru familia mea, a fost mult mai ok să nu mai avem rata la casă. Era o sumă suficient de mare, aproximativ 3.000 de lei și pe viitor ne-ar fi încurcat. Pentru că știți cum este, toată lumea zice că acum suntem tineri, să ne distrăm, să facem, să trecem, dar când o să înaintăm în vârstă, o să fie mult mai complicat să mai susținem ratele care sunt, pot fi destul de mari. Adică procentajul din venituri, rata din venituri poate să fie destul de mare și în viitor, nu știu, la 50-60 de ani, să nu ne mai permitem să mai achităm aceste rate. Și atunci de ce să ne împovărăm și de ce să nu facem acum când putem să facem un demers pentru a scăpa cât mai repede de ele? Mai multe persoane m-au întrebat cum să procedeze, să facă rambursarea anticipată cu reducerea perioadei sau cu reducerea sumei. Nu știu ce să vă zic. Eu am ales să fac cu reducerea perioadei, pentru că pentru mine am considerat că așa este cel mai ușor. Adică ce am în mână nu-i minciună. Știu sigur că o lună o tai și luna respectivă nu se mai întoarce. Pe când la dobândă, ați văzut cum fluctuează. Am putut să vedem în ultimul timp cât de mult poate să crească.
La mine era undeva la 0, ceva dobânda, 0,7, 0,8 în momentul în care au luat creditul. Și vedeți cât este acum. A crescut foarte, foarte mult și rata ar fi fost mult mai mare dacă nu aș fi făcut aceste rambursare anticipate. Am fost întrebată și ce să fac, să investesc la bursă sau să achit, să rambursez anticipat creditul. Este o întrebare la care mi este greu să răspund, pentru că nu știu ce să răspund, sincer. Sincer, chiar nu știu ce să răspund. Eu, pentru mine, am considerat că este mai bine să achit creditul de casă, să fac în momentele prielnice să investesc și la bursă, dar creditul de casă a fost un loc unde am avut un randament pe care nu aș fi putut să îl am pe bursă. Și mai este încă ceva, dobânda este sigură. Deci, nu dispare de acolo, pe când randamentul de la bursă poate să dureze câțiva ani până să ajungi să ai un randament bun sau unul suficient. Și pentru mine asta a fost prioritar, să știu că scap de o grijă, scap de o datorie și nu o să mă trezesc că trebuie să plătesc rate până la 65, cred, sau nu mai țin minte, 63 de ani, nu știu, până când aveam creditul, ceva foarte departe, nici măcar nu m-aș fi văzut plătind rate la bancă pentru casa în care stau pe o durată atât de lungă, în care nu se știe, an de an apare câte o noutate, dar aminte pentru o perioadă atât de lungă. Nu se știe ce poate să apară, nu se știe ce surpriză ne rezervă viitorul și nu aș vrea pe casa pe care, în care locuiesc să am o asemenea datorie și să mă aflu la un moment dat în imposibilitate de plată. Mai mult decât atât, începând cu... Deci eu am luat creditul în 2017 și rambursările am început să le fac în 2019. Pe vremea respectivă nici măcar nu puteam să fac rambursarea cu reducerea perioadei direct din cont. Cum se poate, cel puțin la banca unde am avut eu credit, lucrul acesta se poate, să fac rambursarea anticipată cu reducerea perioadei direct din cont, fără să mă deranjez să mă duc direct în agenție. Așa că oricum eu stăteam pe cash și am zis că de ce să stau pe cash și să nu fac nimic, mai bine rambursez anticipat și scap de creditul de casă. Am considerat că este un pas natural, că trebuie să facem lucrul acesta și că ne-ar fi mai bine dacă am face asta. În plus, asta îți dă o libertate mult mai mare. Poți să iei decizii pe care înainte nu ai fi putut să le iei, pentru că aveai niște obligații. Trebuia lună de lună să ai un anumit venit care să susțină anumite cheltuieli. Și uneori poți să alegi, adică faci pasul acesta pentru că îl vrei tu, alteori nu poți să alegi. Se întâmplă ceva, te îmbolnăvești sau ai o problemă sau, nu știu, ești dat afară și nu mai poți să mai susții rata la casă. Și asta poate fi o situație traumatizantă pentru o familie, să ajungi să nu mai poți să mai plătești rata. Tocmai de asta cred că dacă ai posibilitatea, ia în calcul serios lucrurile acestea, pentru că poate să fie în avantajul tău. Deci durează și mai puțin, este și mai ușor și nu este în avantajul băncii, dar este în avantajul tău. În plus, pot să spun că este mult mai plăcut să primești tu bani de la bancă și să nu trebuiască să mai dai tu bani băncii. Bine, asta dacă băncile plătesc dividend, pentru că vedem, TLV a anunțat că va plăti dividend până la urmă, însă BRD-ul n-a anunțat nimic, sau cel puțin eu n-am aflat nimic în sensul acesta, deci nu știu dacă anul acesta vom primi sau nu dividend din partea BRD-ului. Ar fi drăguț să primim totuși. Mai ales că am văzut situația financiară de anul trecut și este loc de plată pentru dividende. Așa că dacă eu am putut să fac asta, sigur poți și tu. Trebuie doar să te mobilizezi, să-ți dorești foarte mult și să prioritizezi ideea asta de a scăpa de credite și a deveni un om liber. Este mai plăcută viața asta așa simplă când nu mai ai atât de multe cheltuieli. Practic mai ai doar utilitățile casei, un telefon, niște cheltuieli mult mai mici comparativ cu rata la casă. Așa că închei prin a vă spune că sunt liberă, am încheiat septembrie, în septembrie 2017 am luat creditul, în septembrie 2023 l-am închis, gata, am încheiat cu creditul. Nu știu dacă vă mai lua un alt credit, poate cu scopul de a investi, nu spun niciodată, niciodată, dar pe lista mea de priorități în perioada următoare, sigur, asta nu este. V-am zis, nu zic nici că e rău să ai credit la casă, spun doar că este mai bine, din punctul meu de vedere, să nu ai nicio datorie și să poți să te bazezi pe veniturile pe care le iei și să nu ai cheltuieli care nu pot fi previzibile, cum este rata, ați văzut. Azi e o sumă, mâine poate fi ori doi și atunci poate să-ți dea destul de rău viața peste cap.
Așa că numai bine îți doresc și dacă ai întrebări, am primit multe întrebări pe tema asta în ultimul timp, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de fluctuațiile astea și să vadă roborul și RCC-ul că tot cresc și că nu cu greu achită ratele și am tot primit diverse întrebări, am văzut multe grafice de rambursare și dacă pot să vă ajut, știți foarte bine că o fac cu tot dragul și v-am zis, trebuie doar să scoateți graficul de rambursare, vă uitați să vedeți cât aveți principalul, cât aveți dobânda. Unii oameni au fost uimiți să afle că o sumă super mică economisește o sumă foarte mare și vă uitați pe graficul de rambursare, vă faceți niște calcule și vă doresc să scăpați de credite și să deveniți niște oameni liberi. Numai bine vă doresc și aveți grijă de banii voștri.